Bine v-am regăsit, domnule Marcu, domnișoară Popovici, v-ați prezentat în fața noastră în vederea închirii căsătoriei. Pentru că această căsătorie să fie legală încheiată, dumneavoastră trebuie să vă exprimați public consimțământul cu privire la închirea căsătoriei. Mai e nevoie de timp de gândire? Eram sigur că nu. În consecință o să procedăm la luarea consimțământului. Domnule Cătălin Dumitru Marcu, de bunăvoie și nesfii de nimeni, luați în căsătorie pe domnișoara Iulia Dorina Popovici? Da. Domnișoara Iulia Florina Popovici, de bunăvoie și nesfântă de nimeni, luați în căsătorie pe domnul Cătălin Dumitru Marcu? Da. Având în vedere consimțământul dumneavoastră liber exprimat și constatând că au fost îndeplinite toate condițiile legale cerute la încheierea căsătoriei, în această atmosferă de neuitat, sper și pentru dumneavoastră unică și irepetabilă, vă declar la aplauzele ale lui dumneavoastră căsătoriți. E singurul moment în care nu ne grăbim. La fidel, vă rog de asemenea să-mi permiteți să vă fac cunoscute câteva prevederi din Constituția României și din Codul Civil. Autoritățile publice respectă și ocrotesc viața intimă, familială și privată. Soții hotărăsc de comun acord în tot ceea ce privește căsătoria. Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimțită între toți, pe egalitatea acestora, pe dreptul și datorirea părinților de a asigura creșterea și educarea copiilor lor. De asemenea, soții își datorează reciproc respect, fidelitate și sprijin moral. În numele primăriei vă felicit, în numele capitalei europene a tineretului municipiului Cluj-Napoca, de asemenea, vă adresez urări de bucurie, de sănătate și de fericire în viață, iar în încheiere am să vă rămânesc certificatul de căsătorie pe care să-l aveți împreună toată viața. Doamne ajută să fieți un ceas bun cu mult noroc!